Salutare tuturor! Tocmai am ieșit din showroom-ul Ford Carbent, acum Oradea, de pe șoseaua Borșului numărul 32D, pentru că am o mașină electrică, electrizantă și o mașină Cyber Orange ca și asta, într-o zi de vară, toridă, este cea mai fierbinte experiență pe care ți-o pot prezenta. Mustang Mach-E în variantă GT. 487 de cai putere, 860 Nm cuplu și, ce să mai zic, o autonomie de peste 500 de km demonstrată chiar acum. În rest, e senzație. Hai la bord! Am încântarea aia că plec fără niciun zgomot și totuși am o întreagă herghelie la acest Mustang Mach-E electric în variantă GT. Mai am test cu mașina în varianta ei, hai să spunem, cu minte și normală. Finalul anului trecut ne-a dus practic prima experiență de electric și asta a însemnat o schimbare extraordinară pentru ceea ce înțelegeam noi muscle car. Foarte mulți nu sunt de acord cu asocierea termenului de muscle car cu o mașină electrică, dar performanțele acesteia sunt cel puțin egale cu ceea ce ai putea să scoți dintr-un V8. Sunt unii care au măsurat că cu un V8 de 500 de cai putere nu o să scoți autonomia asta de 510 sau chiar 500 plus, aș putea spune. De ce? Pentru că acum în condiții de 30 de grade Celsius, 100% bateria încărcată ne-a arătat un range de 505 km. Cu 487 de cai putere, probabil că nu este cea mai puternică mașină din segment, or mai fi și altele mai tari, dar ce senzație să ai toată această herghelie la dispoziție și să știi tu că totul este din momentul în care ai apăsat pedala de accelerație la dispoziția ta. 860 Nm e un cuplu impresionant, e un cuplu de vârf și cred că ar trebui să facem treaba aia, dacă ne permite și traficul, nu știu în ce măsură, când plecăm de pe loc, să vedem dacă telefonul stă sau nu stă. Stă un pic, într-adevăr, n-o fi fost momentul potrivit, dar o să încercăm să repetăm experiența. Este, bineînțeles, doar unul dintre cele patru moduri de condus pe care le avem la această mașină. Într-adevăr, avem al patrulea mod de condus față de cele trei precedente pe care le-am prezentat în materialul cu Mustangul Mach-E clasic, iar aici facem referire la Untamed Plus, neîmblânzit plus, așadar, care poate fi folosit doar în configurația de circuit și care îți oferă un plus de sportivitate. O să încercăm să arătăm diferențele față de mașina, hai să spunem, clasică, de Mustangul electric pe care l-am prezentat la finalul anului trecut. Acestea sunt evident de ordinul cifrelor și n-am terminat cu cifrele, dar și de ordinul designului exterior. La interior s-a umblat un pic la confort, deci experiența este alta. Ce-i drept, există și o diferență de buget, probabil că trebuie să dai în jur de 9.000, poate 9.000 și un pic de euro în plus pentru această mașină, dar ce experiență! În primul rând aș face referire la faptul că plecarea de pe loc se realizează în 4,4 secunde de la 0 la 100 de km pe oră. Și s-a mai făcut încă un studiu interesant și asta mi se pare absolut genial. Ei au măsurat cum ajunge mașina la 100 de km pe oră din mers, adică nu din poziție staționară, că totuși îți trebuie forță, energie și timp să miști cele aproximativ 2200 de kilograme ale mașinii. Și cu această situație, adică cu măsurarea din mers, mașina ajunge la 100 de km pe oră în 3,7 secunde. Și nu este o mașină mică, nu este o mașină ușoară. Și în general știți bine că atunci când vorbim despre mașini electrice, electronica de putere și în general bateria
sunt niște factori care influențează greutatea mașinii. Avem aici 98 de kW, ceva de genul acesta, sigur în variantă brută, net undeva mai jos, pe la 88 de kW/h. Dar asta, cu o singură încărcare, ne permite să ne putem deplasa fără emoții în jur de 500 de kilometri, ceea ce este deja foarte ok față de ceea ce am văzut în general că se practică la mașinile electrice. Mediile de 200, 300, poate 400 de kilometri sunt deja depășite de ceea ce îți oferă piața în acest moment. Sigur că cer de la o mașină de genul ăsta performanță și o să-ți dea performanță pentru că este ceva mai atent gândită. În primul rând este cu câțiva milimetri mai lungă și mai coborâtă decât varianta clasică pe care am prezentat-o în final de 2021. Pentru că este o variantă GT, trebuie să ofere plusul de sportivitate și trebuie să fie campioană la cifre. Este absolut impresionant să știi că ai totul la dispoziție și că acest cuplu extraordinar vine la pachet cu o putere wow, aș putea spune, pentru această gamă de mașini. Singurul lucru probabil pe care e mai greu să îl egalezi este soundul unui motor termic, dar aici avem deja un sound iconic pentru Untamed și Untamed Plus, modurile în care putem să circulăm sportiv, lucru care va fi deja evidențiat pe cadrane. Și cam asta poți să spui în mare despre această mașină, în care te vei simți absolut confortabil, pentru că și scaunele sunt diferite față de ceea ce am întâlnit în mașina precedentă, dar în care vei simți sportivitate pur electrică. Cred că mai sunt vreo două mașini cu care aș putea o compara. Chiar dacă am condus foarte multe mașini electrice, nu cred că am ajuns în zona supercarurilor electrice și aici s-ar putea să deranjez pe multă lume și să primesc acest tip de comentariu că nu există supercar electric, dar ați înțeles, mașini care au o putere sau niște cifre peste medie, și aici vorbim de niște cifre care sunt peste medie fără îndoială și care sunt foarte interesante, pentru că se calculează o dinamică a condusului foarte precisă. În momentul acesta, din cei 505 să menajăm mașina și să mergem doar în Untamed, zice că mai avem 93% autonomie și 468 de kilometri. Deci suntem destul de aproape de adevăr și asta e o chestie care nu generează panică, pentru că în general, atunci când ai o mașină electrică pe mână, observ că scade range-ul dintr-o dată, speri să mai acumulezi ceva pe parcurs și să te apropii de ținta ta sau cel puțin de destinație, căci altfel vei fi nevoit să cauți cu disperare o stație de încărcare. Și trebuie să recunoaștem că, deși infrastructura este în continuă dezvoltare și în România și în Europa, sigur, nu e la fel de îndemânatic să găsești o stație de încărcare electrică precum o stație de alimentare clasic. Neîmblânzit și ai zice destul de greu de stăpânit, dar nu e așa. Poate singurul meu regret acum pentru zona de serpentine este că nu mi-am pus bagajul cu echipamentul de filmat în portbagajul de 81 de litri din față, fiindcă așa o să se tot plimbe. Poți să faci efectiv ceea ce-ți dorești cu această mașină, pentru că te ajută cifrele și nu stă absolut nimic în fața ta, absolut nimic. Ok, ești într-un crossover sau un SUV mai mic, poziția la volan într-adevăr este mai înaltă, dar nu simți nicio clipă faptul că e atât de înaltă mașina încât să nu o poți controla sau să nu fii... Pentru că vrei feeling-ul acela de lipire de asfalt, știi? Și chestia asta trebuie să se muleze foarte bine pe tine. Modul în care ești așezat în scaun, modul în care merge direcția electrică foarte, foarte fain asistată, corectezi extrem de frumos din volanul ăsta îmbrăcat în piele. Da, e fără îndoială o chestie atent gândită, pentru că trebuie să-ți dea senzații, trebuie să îți dea posibilitatea să simți ceea ce ar trebui să-ți livreze un Mustang, cu atât mai mult un GT. Suspensie, amortizoare, lucrează senzorii de nu mai pot, de vreo 1000 de ori pe secundă.
Nici nu-mi dau seama cum e asta, deci la milisecunde se transmit o grămadă de informații și se ajustează ținuta a mașinii. Aerodinamica, coeficientul aerodinamic o ajută extraordinar și, în general, chiar dacă mergi pe Whisper, atunci când mașina pare că merge în șoaptă și chiar atunci când o dai în active, nu ai emoții, nu ai... Doamne ferește, trebuie să fii întotdeauna foarte atent ce scrie pe display-ul din fața ta, fiindcă la o simplă apăsare de pedală, pur și simplu cifrele explodează, adică ajungi foarte rapid la limita de viteză admisă pentru drumul respectiv sau, în general, pentru limita maximă de viteză admisă pe drumurile din România. Te simți foarte în siguranță în această mașină și poți să fii furat de peisaj sau adrenalina, atunci când vorba aia kicks in, când intră, s-ar putea să nu te mai facă atent la kilometrii pe care îi ai în bord, la viteza cu care rulezi, pentru că totul este sportivitate și uitați-vă și voi. Și totul este ambiție pentru mașina asta și performanță. Pare incredibil, dar e o mașină care îți pune zâmbetul pe buze chiar dacă este electrică și foarte mulți petrolheads, că nu degeaba a fost trecut în engleză cuvântul petrol, care vine practic de la benzină, da? Petrolheads, nu întâmplător așa au fost numiți fanii automobiliști sau automobilismului sau sportului cu motor în general, oamenii pasionați de mașini. E foarte greu să mergi cu mașina asta în limitele legale, pe cuvânt, fără absolut nicio discuție. Avem două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte și asta mă gâdilă la orgoliu, îmi dă senzația de bucurie și de siguranță. Nu că nu mi-ar plăcea ideea să avem, spre exemplu, pe Mustangul Shelby, pe care sperăm să vi-l arătăm în viitorul apropiat, cu o culoare asemănătoare cu asta, avem doar propulsie sau tracțiune pe puntea spate. All-wheel drive, două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte, înseamnă deja ceva. Nu e un lucru neobișnuit, dar este un lucru care începe să definească sau a început să definească deja tracțiunea integrală pentru mașinile electrice. Viteza maximă constructivă, în general, la mașinile electrice e undeva la cele mai mici pe la 130 de km pe oră, 140-160, dar la mașinile care se respectă electrice e la 180 de km pe oră. Aici și-am mai întâlnit o singură marcă, cea bavareză, unde aveam limita de viteză crescută la 200 de km pe oră. Și încă ceva, fast charging-ul îți oferă în 10 minute posibilitatea să câștigi, ei nu spun 100 de kilometri, dar spun 99. Și asta mi se pare o chestie de foarte bun simț, pentru că sunt exact în cifre, la fel cum exact este și indicația mea de range în continuare. Deci poți să te joci cu mașina asta la infinit, poți să o drainuiești bateria, adică să scoți absolut fiecare părticică de energie din ea și vei avea tot atâtea motive. Adică 500 de kilometri de motive să zâmbești sau 98.7 kWh brut, în jur de 88 de kW net. Sunt tot atâtea motive de bucurie și de pasiune și de încântare, entuziasm, pentru că mașina asta încearcă să-ți ofere un plus față de ceea ce ai pe Mustangul electric. Și o să mă întrebați dacă merită să dai bănuții în plus. Întotdeauna pentru o experiență de genul ăsta, dacă ești pasionat și dacă mașina înseamnă ceva pentru tine, merită acei bănuți în plus pentru mulțumirea, pacea, liniștea ta și încântarea pe care ți-o oferă. Altfel, nu e nicio problemă să-ți cumperi un Mach-E, un Mustang Mach-E normal, să spun așa, de serie, dar GT-ul înseamnă prin definiție altceva și chiar dacă a fost adus în lumea electricelor, nu cred că ar trebui să supere pe nimeni, pentru că lumea evoluează și noi evoluăm. În copilărie vorbeam la telefonul cu disc, apoi la cel cu butoane. Acum avem telefoane mobile, nu? De la cel mai mic la cel mai mare are telefon mobil care se încarcă în mașină și Apple CarPlay îmi oferă pe acest display de 15,5 inch posibilitatea să am un meniu personalizat, să am aplicații și chiar jocuri din copilărie, fiindcă aici am vrut să ajung, pe cuvânt, e posibil să nu ne lase în timp ce ne mișcăm. Dar fiți atenți combinație, că o tragem un pic în afara șoselei și o punem în parc, fiindcă avem nevoie de treaba asta chiar acum. Start game, blocks,
Vă știți ce e asta? Ăsta e celebrul Tetris pe care ni-l cumpărau părinții din piață. Eu n-am avut, dar am jucat foarte mult în copilărie pentru că aveau prietenii din gașca mea. Și e incredibil, dar adevărat, faptul că poți să joci treaba asta. Păi nu știu cum se joacă, dar nu știu, habar n-am, uite, poți să muți chestiile astea aici? Da, nu mă lasă, ceva nu fac eu bine. Da, aici ar trebui să mă lase, uite. Hop, nu? Așa? Nici așa? Cum? 3. Hai cu asta aici. Yay! Asta e! Hai că am învățat. Perfect. Și încă una aici. Nu mai pot? Nici aici nu mai pot? Dar ăsta pot aici, nu? Așa ar trebui, nu? Cum așa? Așa, 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 așa. Ați înțeles despre ce e vorba? Deci atunci când ai nevoie să te deconectezi de la stres, dacă ești blocat în trafic, că pe drumurile din România ți se poate întâmpla treaba asta, pe bune, deci joci Tetris sau orice ai tu la îndemână, ai radioul, ai informații despre această excursie care în acest moment îmi arată un 25 de kilowatts. O oră la 100 de kilometri, e foarte posibil să sări mult de această cifră, pentru că cine merge cu minte cu o mașină de acest gen? Eu sunt absolut impresionat și chiar dacă aveți șansa să veniți la fortcarbent.com în Oradea, Arad și Deva, chiar vă recomand să încercați să faceți un scurt test drive cu această mașină, cât se poate de scurt, fiindcă știți unde să vă cucerească, fix la prima pedală pe care o dați. Adică să aveți o linie dreaptă, să fie un drum liber, necirculat, să nu aveți stres din punct de vedere al traficului și mai ales dacă nu sunteți obișnuiți cu mașini electrice și poate chiar mai mult, dacă sunteți obișnuiți cu mașini electrice, să vedeți practic, să simțiți pe pielea voastră diferența între ce poate să livreze această mașină și o mașină electrică. E o combinație, de data asta aduce ce e mai bun în două lumi, în lumea sportivității, din punct de vedere al cifrelor, și în lumea electrică. Știi? Am făcut combinația asta discutând nu despre un plug-in hybrid, ci despre o mașină electrică 100%. Deci, dacă nu-ți dă încântare, atunci ce-ți dă? E incredibil cum merge și ai senzația aceea de siguranță, de plăcere de a conduce. Nu ai padele de regenerare în spatele volanului, dar cred că nici nu ai foarte mare nevoie. Am un sound care se aude, nu știu în ce măsură este el perceptibil, dar e acolo. Este extraordinară mașina pe viraje. Nu o să o duc în punctul ei maxim, o să utilizez și pedala de frână, chiar dacă... Mamă, cum a plecat din viraj. Nici o emoție și credeți-mă că pleacă ca un glonț. Nici un fluierat de anvelope, nimic. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte cu minte, foarte unde trebuie. Dacă vreți alte detalii despre Ford Mustang Mach-E, am materiale pe care le puteți urmări. Astăzi este despre acea plăcere pe care ți-o oferă Ford Mustang Mach-E în variantă GT atunci când urci la bord. Ford în general este fun to drive, dar dacă este să descriem 100% această distracție, această plăcere, această emoție de a conduce mașina, sigur trebuie să urcăm la bordul unei mașini de genul ăsta. Am condus multe electrice, dar vă zic că foarte puține se pot compara cu ceea ce experimentez acum. Poate doar clasa electrică M, că știți, poate doar acolo să găsim niște rivali, din punctul meu de vedere, ale experienței mele personale. Sigur că putem să mergem și în zona Q4 e-tron pe care am condus-o, putem să mergem în multe zone. Nu aș pomeni foarte mult despre Tesla, că nu am nu știu ce experiențe, deci nu m-aș duce în zona aia. Dar cu siguranță ceea ce face Ford aici este să ridice un nivel și un standard de sportivitate electric cu GT-ul, demn de numele pe care îl poartă această mașină. În ciuda aparențelor, asta nu este o mașină de off-road, chiar dacă are garda la sol potrivită. Mai degrabă e o mașină de circuit, dar unde să scoatem bestia decât în natură? Mai bine și mai bine. Ok, principalele diferențe față de
mașina pe care deja am prezentat-o aici, lucrurile sunt clare, ați văzut și la Ford și la Lincoln, faptul că avem un cifru digital pe această ramă Piano Black a mașinii, ușor de utilizat, cu un cod și pe timp de noapte și pe timp de zi, un buton și o aripioară pe care nu o găseam interesantă nici data trecută, dar acum pare să nu mă mai deranjeze, pentru că aici în spate nu are aripioară, da? Și cumva aici trebuie să pui mâna în această zonă unde probabil că aș prefera să am ce am văzut la Kuga plug-in hybrid, acel, să-i spunem, element de plastic sau cauciuc de protecție. Ok, ce vreau să fac? Da, vreau să dau dublu click aici, să deschid capota și să vă arăt cum intrăm cu stil la volan. Trecem peste un prag personalizat cu GT. E wow! Dar nu e mare diferență între ceea ce am văzut până acum aici, sub capotă, dar cu siguranță am putea să ne punem lucrurile dacă ne-ar încăpea aici. Și, repet, butonul de eliberare pentru, n-aș putea spune oricine, că nu văd cum s-ar putea auto-închide aici, dar pentru orice, și atunci mă întreb cum ar avea capacitatea să apese pe acest buton, da? Se realizează așa. Deci, dacă din întâmplare cineva s-ar închide în acest spațiu, are cale de ieșire. Apasă pe buton, atâta timp cât are și energie. Și aici alimentăm cu lichidul de parbriz. În rest, ce ziceți? Nu ne băgăm. Bun. Important, aș putea spune. În primul rând, culoarea. Cyber Orange. Vă aduceți aminte de acel albastru ca cerul senin, mașina pe care am prezentat-o la Top Auto 2022 și care a fost livrată din expoziție de către colegii de la Ford Carbenta.com? Ei bine, acestea două sunt practic culorile care vin ca și noutate pe GT. Dar nu par să fie exclusiviste, pentru că ceva îmi spune că tipul acesta de culoare va mai putea fi comandat și pe noul Raptor. Dar ce văd aici? De obicei, la mașinile electrice, gri la față este în culoarea caroseriei, iar aici nu, aici nu. Mustangul este cât se poate de clar poziționat pe o parte care imită grila tip fagure, deși este plină, are un design interesant, iar în partea de sus ascunde o cameră. Asta e principala diferență. Boturile mașinilor electrice, pentru că nu trebuie să respire aer foarte mult, răcirea realizându-se prin fantele de aici, care acum s-au închis și care se deschid în momentul în care e nevoie să ajungă înspre baterie și motoarele electrice aerul, acum mașina fiind oprită, evident că s-au închis, ei bine, în rest totul este închis, dar aici plusul de aerodinamică este subliniat de această bară față, de acest lip, de acest splitter, dacă vreți, care este într-un negru lucios și avem într-adevăr air curtains, adică acele cortine de aer care transferă într-un mod cât se poate de aerodinamic și prietenos fluxul de aer înspre pasajul roților. Blocurile optice sunt mișto, așa cum am văzut semnalizarea asta, este un punct forte. Și dacă tot am vorbit despre aceste air curtains, hai să pomenim faptul că, spre deosebire de mașina clasică de serie, am putea spune, discutăm aici despre niște jante pe 20 personalizate, cu un design unic, biton, foarte mișto, foarte, să spunem, potrivite pentru sportivitate. Întotdeauna spun sportivitate și chiar dacă asociem cuvântul cu partea electrică, există și o explicație. Dincolo de cai putere, iată și sistemul italienilor care sunt profesori în așa ceva, sistemul Brembo, trădat de etrierele în culoare roșie pe care le veți găsi pe cele patru roți motrice ale mașinii. Pentru că o mașină cu o putere fantastică trebuie să aibă și o capacitate de frânare cât se poate de adaptată sau potrivită. Iar anvelopele sunt Pirelli, sunt P0 și sunt 245 P45 R20. Deci, aceste jante pe 20 putem spune că sunt așadar diferite și specifice modelului GT. Și în plus, vezi, parte de inspirație americană este acest semnalizator care vine pe arcul de cerc al pasajului de roată. Pe aripă, propriu zis, pasajul acesta era în negru, pentru că neagră este sublinierea undeva în zona pragurilor. La Mustangul de serie electric, la Mach-E, avem negru peste tot,
indiferent de culoare. Aici este în culoarea caroseriei. Portul de încărcare este aici. Și vă spuneam că la Supercharge câștigi în 10 minute numai puțin de 99 de km autonomie. Corect, îi spune Mach E4X conform inscripției de aici. Contrastul acesta între Cyber Orange și negru îi vine perfect mașinii. De altfel, oglinzile retrovizoare sunt cu capace pe negru și toată această parte vitrată are zonă de încadrare nu cromată, ci pe negru, ceea ce este foarte ok din punctul meu de vedere și rimează foarte bine, dacă pot să spun așa, cu zona de sus. Zona de sus unde avem practic un plafon panoramic și unde spuneam că această arcuire de cupe este oarecum indusă de ceea ce vedem în această zonă colorată, pentru că de fapt realmente plafonul care permite persoanelor cu o statură mai mare să se așeze și pe locurile din spate este practic ceva mai înalt. Deci e falsă ideea că avem un cupe până la urmă în adevăratul sens al cuvântului, dar ideea există. Deci așa se acomodează persoanele din spate, iar forma aceasta a pavilionului vitrat mi-a fost întotdeauna dragă și am lăudat-o și cu celelalte ocazii. Locurile de aici sunt comode, zic eu, iar conectivitatea, indiferent dacă aveți telefoane de generație mai nouă sau mai veche, cu conexiune USB tip A sau tip C, își pot găsi sursa de energie și se pot încărca. Nu avem tunel al transmisiei, ceea ce este foarte, foarte fain. Apoi, un alt lucru interesant este că avem căluțul în zona din față, Mustangul, pe grila care se deosebește de mașina de serie, dar aici în spate nu mai avem căluțul, ci avem GT-ul. Spuneam și data trecută și acum chiar mă deranjează un pic că trebuie să mă duc în zona din față, dar voi o să mă iertați. Am spus data trecută că nu găsim ovalul Ford decât la interior, la infotainment. E, acum îl găsim sub forma acestui, ai zice, sticker încastrat foarte bine deasupra oglinzii retrovizoare de interior la baza superioară a parbrizului. Și acum venim în spate unde avem aceeași dinamică pentru blocurile optice care au 3 segmente verticale și un segment orizontal și tot 3, ca să spunem așa, sunt și splitterele, dacă pot să spun așa, din air diffuserul acesta din spate. Observați sportivitate subliniată în plus față de ceea ce am văzut la mașina de serie, iar aici avem o cameră, aici avem airblades foarte mici, observați că luneta este destul de bine înclinată și destul de bine adusă spre zona spate. Spuneam, coeficientul aerodinamic al mașinii este extraordinar, iar dacă vrem să deschidem haionul electric o vom face așa, 402 litri în poziția normală a scaunelor, până la 1400 de litri dacă avem nevoie de mai mult. Priză de 12V, iluminare, cârlige și mici zone de depozitare, plus basul de la subwoofer. Da, într-adevăr, dragi prieteni, dacă vii la interiorul unui Ford Mustang Mach E și dacă e Mach E4X și este și GT, atunci cu atât mai mult o să observați faptul că avem un sistem de sunet Bang & Olufsen. Bravo Ford pentru treaba asta. Pe display-ul pe care îl avem aici de 15,5 inch, Apple CarPlay-ul meu s-a poziționat și avem atunci de la radio, la telefon, la jocuri, informații despre trip și, bineînțeles, jocul despre care vă vorbeam este prezent. Navigație cu aplicație, acesta este Waze-ul, însă putem să venim aici să ne personalizăm profilul și dacă o să apăsăm pe mașină, o să observați că aici avem drive mode, avem camera care ne indică practic toate zonele, un 360, și ne spune că suntem ok față, spate, cum ne dorim. Singura chestie pe care am reclamat-o data trecută este acest buton fizic de care nu mă mai simt atât de deranjat până la urmă. Poate să fie aici, nu mă deranjează, îl poate utiliza până la urmă și pasagerul din dreapta. Access, driver assistance, parking, valet mode și așa mai departe. Bara asta de sunet de pe mijlocul bordului, bara Bang & Olufsen, este wow din acest punct de vedere. Dar ce mai vreau să vă spun este că, deși unii reclamă că este destul de îngustă această parte de afișaj de
deasupra volanului este chiar de văzut prin volan și sunt doar informații basic de care ai nevoie. Range-ul este acum la 426 de kilometri, avem 86%, deja sunt 36 de grade afară la ora 12. Vă dați seama un pic mai târziu că trecem liniștit de 40 de grade. Nu sunt condiții optime pentru utilizarea unei mașini electrice pentru că o să ne mănânce destul de multe resurse din punct de vedere al aerului condiționat, dar am observat că în plus față de manual la încărcare, în această perioadă a vremii calde sau caniculare, chiar câștigăm, cel puțin teoretic, niște kilometri în plus. Ce mai avem în plus? Păi o să vedeți combinația asta cu alcantara pe fețele de uși, pielea întoarsă, care e foarte mișto pe lângă pielea normală și există linia asta cromată, foarte puțin crom la interior. Poate că ai fi vrut carbon fiber, dar este un ornament care îmbie la sportivitate, alcantara cusută frumos este și în această zonă, iar scaunele sunt un pic diferite față de ceea ce ai văzut, pentru că au această susținere și la nivelul umerilor, adică sportivitatea este cumva nu numai pe nivel lateral sau la nivelul șezutului, unde poate că ai fi vrut să fie un pic mai scobit, dar totuși, iată, tetierele acestea care sunt fixe, încastrate aici, vin cu o completare foarte faină și nemai întâlnită până acum de mine, acest suport lateral, nu neapărat pentru partea mediană a corpului, cât pentru partea superioară a corpului. Și eu să mă cam opresc aici cu descrierile, fiindcă în general, și cred că ați văzut și voi la celelalte materiale despre Fordul Mustang electric, lucrurile sunt la locul lor, conectivitate USB-A, USB-C, două locuri pentru telefon, din care un loc este chiar și activ pentru încărcare wireless, cup holder în această zonă, selectorul cu care deja m-am obișnuit de la Ford și care îmi place foarte mult, apelarea senzorilor pentru parcare automată și Active Park Assist și bineînțeles ceea ce avem aici ca și buton de avarii plus frâna electrică. Nu avem un auto hold pentru că mașinile electrice în general își fac singure auto hold-ul, se opresc singure până la 0. GT este o inscripție pe care o regăsesc și aici în zona cotierei și ea cu capac de piele cu cusătură contrastantă. Poate aș fi vrut ceva aici în această zonă a scaunelor perforate, dar probabil că din cauza perforării nu s-a mai putut face, sau aici în această zonă putea să fie ceva brodat fără îndoială, dar nu a fost să fie. Poate sunt lucruri de îmbunătățit pentru viitor. Uite, ai locuri aici de depozitat, priză de 12V. Adică totul pare să fie destul de ergonomic și destul de, să zicem, la îndemâna ta, unde mai pui că poți să și ridici această cotieră la un nivel pe care tu ți-l dorești de tot, așa, dacă vrei să ai acces aici sau pur și simplu să o lași pentru ergonomie. Toate lucrurile sunt așa cum ni le dorim, puse la poziție, inclusiv acest mâner cu care eu mai ies un pic afară să vă mai fac niște imagini. Faină mașina, faină de tot! Pentru final, vă invit încă o dată la Ford Carbent acum în Oradea, Arad și Deva. Știți de ce zâmbesc? Pentru că îmi pregătesc launch-ul ăla nebun. Vai de capul meu! Oho! Nebunie la cutie! Extraordinar! Cu asta vă spun că mă declar perfect mulțumit de jocul de astăzi. Mi-a plăcut. Ford, ne mai jucăm și data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Să ne vedem cu bine în materialele următoare. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything.